În cazul lui Alex, hoțul strigă hoțul, pentru că îi acuză pe toți că au venit pentru publicitate, dar totodată recunoaște că și el a făcut același lucru. Um, și despre Hatice și Mihai vreau să vorbesc și despre Alex, bineînțeles. Ați văzut că în material, din nou, Mihai a luat apărarea lui Alex și îi spunea lui Roberto să înceteze, să nu mai țipe știind că totuși e prieten și cu Roberto, pentru că săptămâna trecută a fost la cameră și ruga insistent susținătorii să-l păstreze în casă. Dar în live am observat că Hatige este cam ciondănită cu Mihai. Cu siguranță nu sunt de aceeași părere. Hatige nu prea e de acord cu acțiunile lui Alex și e posibil să dăuneze puțin relației aceste discuții. Ați văzut că a zis și doamna Simona să aibă grijă Hatice că se supără Mihai, pentru că vorbește despre Alex și a spus, da, se supără. Și, din nou, Mihai și Alex ridică suspiciuni cu privire la tipul lor de relație. Până la urmă, partenera pe care și-a ales-o ar trebui să fie pe primul loc, dar poate vor trece ușor peste aceste discuții.